vă rog, dacă se va scumpi gigacaloria la iarnă, nu se va scumpi, dacă da, cu cât? Și ce faceți cu regia de termificare, dacă aveți un plan de restructurare și de viabilizare? Cu siguranță că gigacaloria se va scumpi, întrucât, după cum cunoaște toată lumea, se vor scumpi gazele. Curentul electric s-a scumpit deja și, sigur, de aici este tot trenul de scumpiri. Cu cât se va scumpi, însă, e greu de spus, e greu ca cineva să o spună, că nu știm încă nivelele de scumpire ale componentelor care concură la producerea apei calde, a căldurii. Ce pot să vă spun este că la Pitești încercăm și sper să reușim să menținem gigacaloria la prețurile apropiate celor de acum, fie printr-o mărire a subvenției, fie prin ceea ce am proiectat noi și am gândit până acum, darea în folosință a centralelor termice de cartier, poate în totalitatea lor. Deci aceasta ar fi politica de viabilizare, cum spuneți dumneavoastră, a termoficării, și anume centrale termice de cartier. De centrale termice de cartier aveți și cum? În acest moment avem vreo 30 de centrale termice de cartier, mai avem de dată în funcțiune încă vreo 10 și eu cred că suntem pe aproape de a satisface întregul municipiu. Problema este însă alta, că cetățenii doresc să se debranșeze. În același timp, sunt centrale termice construite. Centrale termice, sigur, care au redus pierderile cu 40-50%, deci consistent. Aici este problema în care, împreună cu Consiliul Local, va trebui să analizăm și să luăm o hotărâre. Cert este însă că marea masă a locatarilor nu se vor debranșa, așa încât lor trebuie să le asigurăm acel confort termic la iarnă. Cât costă gigacaloria la cetățeni în momentul de față și cât subvenționează primăria din prețul real la gigacaloriei și cât la sută din buget sau câți bani dați în fiecare an pentru subvenția la căldură? Deci acum cetățenii municipiului Pitești plătesc 245 de lei pe gigacalorie. Ea se produce cu 392 de lei. Dacă ne uităm la evoluția prețului la gigacalorie, vom vedea că în ultimii 2 ani de zile la Pitești ea nu s-a mărit. Aceasta datorită eliminării pierderilor prin această politică de construire a centralelor termice de cartier. Din bugetul primăriei se duc în jur de 200-250 de miliarde lei vechi pe an pe subvenție. Cert este că sistemele, actuale sisteme de asigurare în regim centralizat a căldurii și apei calde în toată țara au dificultăți majore. Sistemul nostru este unul dintre cele bune, cu toate minusurile lui, dar din cele bune, iar noi, municipalitatea, nu suntem datori un leu pentru achitarea subvenției la gigacalorie. A fost o politică necorespunzătoare a achiziționării gazelor, fiindcă 80% din prețul gigacaloriei, din tariful gigacaloriei, îl dau tariful de la gaze. Ce faceți pentru a rezolva problema câinilor comunitari? Și dacă aveți un inventar al câinilor din Pitești, știți cam câte ar fi, dacă le-ați numărat? E greu, cred că ne ducem la 7.000 de exemplare, ceea ce este destul de mult, dar vreau să vă spun că în anul 2001, în Pitești, nu mai avem niciun câine fără stăpân pe străzile municipiului. De atunci până acum, am umplut o biobază de 3.000 de locuri, deci 3.000 de câini în biobază de la Smeura, care este cea mai mare biobază de câini fără stăpân din lume. Și sigur că au mai fost și trimiși în exportații în Germania câteva mii de exemplare. Pentru adopție? Pentru adopție, sigur. Noi, având o relație și o colaborare foarte bună cu o organizație de protecție animalelor, Iubiți Maidanezii din Germania. Această biobază este întreținută, este administrată de această fundație de protecție animalelor.
Văzând amploarea fenomenului, am trecut la construirea unei alte biobaze, chiar lângă aceasta, biobaza construită de noi și fiind, va trebui să fie în administrarea noastră. Este gata. În luna iulie vom introduce în Consiliul Local un contract prin care să atribuim aceleași fundații, că noi suntem mulțumiți de serviciile pe care le oferă, să oferim deci aceleași fundații gestionarea biobazei pe care o construim noi. Deci, dar vreau să... biobaza construită de dumneavoastră și una și cealaltă? Nu, prima biobază este închiriată de la un agent economic privat, de către Fundația Bismarck Danesi. Noi îi mai ajutăm cu diverse servicii de alimentare cu apă, alimente și așa mai departe. Sprijin pentru colectarea câinilor de pe străzi. Iar a doua biobază, cea pe care urmează să o dăm în funcțiune, este construită de noi și o vom da lor în administrare, celor de la asociația respectivă. Dar problema nu se va rezolva, fiindcă nu există legislație realistă în România. Legislația noastră copiată din altă parte, dar care ține seamă extrem de mult de niște păreri subiective. Nu ține seamă că, de fapt, trebuie să rezolvăm problema. Așteptăm acea legislație, când o veni Dumnezeu știe, și până atunci nu putem face mare lucru. Vom umple acea de-a doua biobază, care are vreo 2300 de locuri, dar prea mult, vă dați seama, din 7000-2300 ocupați, luați de pe străzi, mai rămân pe străzi încă vreo 4000. Ce să facem? Dar dacă nu avem legislație și dacă legislativul nostru, Camera Deputaților și Senatul nu reușește să realizeze o lege pentru România, ci nu dorințe pentru Germania, pentru Franța, atunci lucrurile vor merge rău. Eu nu vreau eutanasiere, dar nu vreau nici să fie pe străzi câinii. S-o rezolve problema. Simplu. Un articol în care să prevedem că exemplarele bolnave și cele agresive să fie eutanasiate. Această agresivitate și boala lor să fie constatată de o echipă complexă, formată din medici veterinari, formați din administratori și mai departe, specialiști din domeniul protecției animalelor. Altfel, ce vom face? Cum să rezolvăm problema? O să avem 8 câini, mai avem încă 3000 acolo în biobază, 11000 de câini. Ce le dăm să mănânce? Avem în România, în Pitești încă nu, avem copiii străzii, avem oameni străzii, avem oameni în nevoie. Și noi ce facem? Hrănim câinii fără stăpân? Cât costă întreținerea câinilor fără stăpân? Cât alocați pentru câinii fără stăpân? Nu, până acum noi n-am alocat niciun leu, fiindcă ei au fost întreținuți de Fundația Iubiți Maidanezi. Noi am sprijinit prin diverse acțiuni punctuale activitatea lor. Dar oricum, un câine fără stăpân, întreținerea lui în biobază, ne duce la 3-4 milioane pe lună. Gândiți-vă și dumneavoastră cam ce sume vor trebui să fie alocate. Nu mai spun că acea biobază pe care am construit-o se duce la vreo 32 de miliarde lei vechi. Nu cumva cu acești bani noi puteam să construim două grădinițe? Cu siguranță da. Vreau că în 2001 nu mai era niciun câine pe stradă. Cum de nu mai era niciun câine pe stradă? Atunci a venit această organizație Iubiți Maidanezi din Germania, am realizat un contract cu dumnealor și au colectat de pe străzi. Pe străzi atunci nu erau mai mult de 3.000 de câini, 3-4.000. O mare parte din cei colectați au fost trimiși spre adopție în Germania. Și cam așa am reușit noi atunci să rezolvăm problema câinilor fără stăpân. De atunci până acum. Au venit din zonele limitrofe Piteștiului, fiindcă vreau să vă spun că această fundație, această organizație gestionează în felul următor problema câinilor fără stăpân. Îi colectează, îi duce în biobază, îi sterilizează și îi trimite înapoi în teritoriu.
Noi în Pitești avem foarte puțin căței și acei căței sunt aduși din afara Piteștiului. Din comunele limitrofe, sunt aduși în portbagaj din gospodării individuale și uite așa avem noi peste 7000 de câini în Pitești pe străzi.